Dimineața, prieteni, o zi friguroasă de decembrie și nu deloc fericită. M-am trezit, am deschis telefonul și am văzut acolo că am primit un mesaj de la un prieten mai mare ca vârstă, mai mare ca vârstă decât mine, care mi-a lăsat un număr de telefon și a spus să-l dau un semn când pot vorbi. L-am sunat și ideea este că acest prieten era pe un pat de spital undeva în București și l-am întrebat ce are și a zis că nici nu poate pronunța pentru că boala lui e foarte gravă. Bineînțeles că imediat am dedus că e vorba de o boală parșivă, nemiloasă, care lovește, spun eu, la întâmplare. Adică și nu-ți dă niciun simptom, poate că înainte să-ți descoperi, să poți preveni, și anume cancer. Mă pun în locul lui și îmi dau seama cât de rău e să fii. E pe un pat de spital în preajma sărbătorilor. Și mai ales să ai nevoie de sprijin financiar, pentru că totul și totul costă. E o dimineață în care am revenit cu picioarele pe pământ și îmi dau seama cât de nesemnificativ suntem în fața cancerului, în fața acestei boli, și că oricine dintre noi se poate îmbolnăvi. Și de o oră stau și mă gândesc oare cum îl pot ajuta, clar, financiar, pe acest prieten din Galați, care nu ne-a mai văzut de ani de zile, ca să poată să treacă mai ușor, să poată lupta cu boala fără să se mai bată capul foarte mult legat de partea financiară. Și gândim, am să dau câteva telefoane să văd ce anume pot organiza, să pot smânge niște bani, să poată fi și lui mai ușor din punctul ăsta de vedere. Mă gândesc acum să organizez un antrenament mare de grup, iar fiecare persoană să doneze după posibilități, iar banii strânși în cadrul asociației mele să-i direcționăm către Vivi, pentru că așa îl cheamă pe prietenul din Galați, internat în București, cu cancer. Și voi da un prim telefon către prieten bun, să văd dacă putem lega o colaborare cu locația unde el muncește, să-mi dea sala. Salut, Găbiță! Scuze de deranjul, poți vorbi un minut? Păi, Găbiță, uite, hai să-ți povestesc așa în mare. Ok, Găbiță, îți mulțumesc din sufletare tot. Numai bine, ceau, ceau. Ok, am vorbit cu Gabi, se pare că sunt mari șanse să pot lua o sală foarte mare de la Arsenal Park, de la Aqua Park. E o locație super ca lumea unde să facem antrenamentul. Bun, un prim pas e făcut. Acum să dau câteva telefoane la ceilalți prieteni care au săli de prin județ. Salut, Dacian, Doru la telefon. Da, Doru. Ce faci, poți vorbi un minut sau... Da, pot. Mă, Dacian, de ce te-am sunat? În ideea că poate reușesc să-l ajut cumva într-un fel financiar. Și uite, m-am gândit să fac un eveniment la Arsenal Park, în sală. Așa. În care să facem un antrenament de ăsta. Și cine vine să poată dona, știi? Și banii care se strâng să-i donăm între Crăciun și Revelion. Și vreau să te întreb dacă... vrei să promovezi, dacă vrei să te implici, dacă n-ai altceva. Ceau, Neluțu, ce faci, poți vorbi? Băi, Neluțu, fii atent ce vreau să fac. Ok, evenimentul va fi între Crăciun și Revelion. Da. Cu mare drag. De asta, vreau să te întreb dacă mă pot baza... Da. Ajut. Fac o donație și tot ok, se pare că nu are
am pe cine să mă sprijin, oamenii sunt receptivi să încercăm să ajutăm. Acum rămâne de văzut. Am zis un băiat care să vorbesc pe partea de promovare și marketing. Salut, Luci, ce faci? Te-am trezit? Aproape. Și vreau să mă ajut cu partea de grafică a unui de asta, un afiș să facem și nu știu, o idee, cum să denumim un eveniment. În ideea de, dacă poți, bineînțeles, dacă îți permite timpul. Ideea e că e simplu, o să fim aproape toate sălile implicate, Sime, Barz, Fit Intense, cu Claudiu Chira n-am vorbit, dar sigur și el o să bage și o să mai apelez la mai multe persoane care organizăm, facem câte 10 minute de antrenament acolo pentru, știi, pentru cei prezenți. O să fie între Crăciun și Revelion, încă nu am data exactă, știi? Nu o să îți pot spune data și asta, dar mă gândeam, poate te gândești tu la cum să facem. O să fie ceva gen o convenție de fitness, să spunem. Aș vrea să o fac destul de repede. Azi am o oră de când am aflat, știi, și deja încep să dau telefoane ca să fie, să fie timp de promovare. Știi? Și cât de cât... imagine, ce să fie să nu știu, n-am idee. Ceva să transmită, nu știu, sport și durere, nu-mi vine în minte, știi? Mi-a trimis mesaj și lui Vivi, am nevoie de câteva detalii de la el să pot concepe evenimentul. Mergem mai departe, sunt convins că dacă ne mobilizăm și dăm puțin din timpul nostru, din energia noastră și puțin și din banii noștri. Aoleu! Bine că... Asta e foarte important. Da, sănătate. Și, na, Dumnezeu înainte. Anul ăsta mai face Revelionul biserică. Da. Nu ce să spun, mai altul, eu n-am cuvinte să, pe orice a spune, ies. Da. Ferească Dumnezeu. Cum ce scuze că am apelat la tine, nu mai puteam să stau așa. Nu. E foarte bine că ai făcut-o. E foarte bine. Și ce am văzut aici? Că mine m-a operat după o săptămână, doar. Aoleu, Doamne, deci nu vrei să știi, doar ce am văzut aici, doar ce vrei crunții la oameni și doar, mamă, e de mine. Am văzut că n-am chirurgie, îți dai seama. E deja a treia zi de când am aflat de problema lui Vivi și ne-am mobilizat, în sensul că am apelat la colegii mei din județul Hunedoara, care sunt antrenori, care au săli de sport și organizăm un eveniment pe data de 29, ora 17, la Arsenal Park, în sala de sport, un antrenament, iar toți banii strânși din donații vor merge către Vivi. Azi dimineață, o parte din colegii mei au mers și pentru că au fost invitați la Antena 1 Deva să promoveze evenimentul. Am început o campanie și de licitație pe internet. Cei care mă urmăriți de mai mult timp știți că de mult țin la cărțile din biblioteca mea de la Centrul de Slăbit, dar am zis să le scot și am făcut pachete de câte 5 cărți și aproape în fiecare zi, probabil până în momentul în care va avea loc evenimentul, le voi pune și cei care doresc pot licita. Astăzi am scos deja primul pachet, format din 5 cărți. Cred că a trecut cam o oră de când le-am ridicat pe Facebook. Licitația a pornit la 50 de RON, momentan ajunsese pe la 120 și sunt sigur că va crește până de seară la ora 22. Mă bucur foarte, foarte mult când văd că oamenii s-au mobilizat, vor să ajute, vor să se implice. Și lucrul acesta mă bucur foarte mult. Stăteam și mă gândeam ce lucruri mă fac pe mine fericit sau care sunt lucrurile pe care le-am făcut
cu cea mai mare împlinire sufletească, indiferent de efortul pe care am depus în ultimul timp, și am descoperit că au fost evenimentele caritabile. De când am început să fac sport și eram încă în Galație, am început să fac evenimente caritabile, antrenamente în care ceream celor care participă să aducă minim 2 kg de fructe pe care le donam unui centru de plasament din Galație. La fel am făcut și în Deva, la fel și la cele două crossuri în Orăștie din 2016 și 2017 am strâns bani pentru diferite cauze caritabile și la fel și acum. Se pare că, din păcate, deși evenimentele nu sunt unele fericite, îmi place și simt o mulțumire sufletească și pun capul pe pernă foarte mulțumit când reușesc să ajut pe alții. Nu foarte mult, după cunoștințele mele, după posibilitățile mele, dar sunt foarte, foarte bucuros că fac lucrul acesta. Mai nou am început să mă întreb două întrebări, nu mi-aparțin mie, cred că Dalai Lama mi-a pus să te întreb zilnic ce anume te face fericit, dacă ești fericit și dacă ai reușit să ajuți pe cineva. Poți face acest lucru donând sau pur și simplu oferind valoare, chiar și contracost, pentru cineva, îl ajuți cu expertiza ta. Se pare că astea două lucrurile sunt de ajuns ca să încheie anul acesta foarte, foarte mulțumit de tot. Te țin la curent cu ce mai urmează, mai avem atâtea zile, până pe 29, mai sunt 8 zile și sunt tare curios unde ajungem. Vivi mă sună zilnic, vorbim, am înțeles că sunt șanse să-i dea drumul de Crăciun acasă, lucrul ăsta l-ar ajuta foarte mult pentru că ar fi în familie, ar avea o motivație suplimentară decât să stai în spital. Continuăm! Suntem în a patra zi de campanie pentru evenimentul Sportul ne unește împotriva cancerului. Pachetul de cărți pe care l-am licitat ieri s-a vândut cu 300 de RON, mult peste așteptări. Acum merg la sală să mai aleg încă un pachet de cărți, încă 5 cărți pe care să le scot la licitație. Și între timp s-a alăturat nou un prieten de la sală, un client de peste un an de zile, care prin firma lui a sponsorizat o sumă de bani. O sumă care ar fi echivalentul a tuturor donațiilor strânse la crossul Orăștiei. Mă refer din taxa de participare. Deci lucrurile merg din ce în ce mai bine din punctul ăsta de vedere și oamenii se mobilizează, lucru care este minunat. Vedere, am vorbit astăzi cu Vivi, se simte bine, a zis că face mișcare, a început să mănânce și e posibil chiar să-i dea drumul acasă acum de Crăciun. Un lucru super, super, super calume. Vă țin la curent. Am ajuns la centru și acum să aleg din bibliotecă următoarele 5 cărți. Acestea sunt cărțile pe care le las, mica Biblia Nutriției. Mi-e poftă ce mă fac. Slab, gurman și sănătos. Dieta neopaleolitică. Studiul China. Și o carte foarte groasă a doctorului Oz, în colaborare cu un alt medic, Tu, ghid de funcționare. Hei, salut prieteni! Prima zi de Crăciun, 25 decembrie. Deja stau în casă de vreo două zile în casă, adică n-am făcut nimic. O stare care nu prea-mi place. Motiv pentru care am să ies puțin să fac mișcare, am să ies cu bicicleta, pentru că e atât de frumos afară și soare, încât ai impresia că vine Paștele și nici de cum Revelionul, sau că e Crăciunul astăzi. Așa că am să o întind la sport, dar între timp să salutăm pe cineva. Bine! Ce faci, iubire? Mă relaxez. Te relaxezi în cadru. Oh, ok. Te-am pupat. Îți violez intimitatea. Îți violez intimitatea? Da. Oh, ok.
Bun, mergem să facem puțină mișcare, câteva exerciții cu propria greutate. Bineînțeles, dacă vii în parc și faci antrenament întotdeauna, cineva se va interesa sigur de soarta ta dacă ești acolo și nu cumva în altă parte. Vezi că și asta cu parcul e cu semnul de întrebare. Nu știu eu cu parcul. Așa. Cum e cu parcul? Ia zi. Nu pot. Numai după ora 12. Da. Ok, bine, iubire. Ha. E greu. Veșnica monitorizare. Cum pleci tu așa de Crăciun, te duci tu să faci antrenamentul? Wow, vremea e super, super calume. Am înțeles că sunt undeva la 12-13 grade afară. Deși inițial am spus că mă duc la centru de slăbit să fac antrenament înăuntru, am preferat să vin în parc. Pentru că e păcat să ai aparat afară în aer liber și să nu lucrezi. Just say.